În crâșmele de cartier sau în cele de la țară, suta de mililitri de țuică sau vodcă nu sare de 2-3 lei. Ieftin pentru clienții fideli ai bodegilor, care din dorința de a bea neapărat ceva, nu sunt interesați neapărat de ceea ce li se toarnă în pahare atâta timp cât conține alcool. În unele cazuri, băuturile sunt contrafăcute, ceea ce au și descoperit polițiștii giurgiuveni în cadrul unei acțiuni de amploare soldată cu 6 percheziții domiciliare. În ziua de 11 august anul curent, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, respectiv Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul de Investigații Criminale, precum și de la Poliția Municipiului Giurgiu, au desfășurat o serie de percheziții pe raza Municipiului Giurgiu și în județul Giurgiu. Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii au identificat peste 600 de litri de alcool, cu privire la care există suspiciuni că este contrafăcut sau a cărui proveniență nu a putut fi justificată. În barul uneia dintre societățile comerciale au fost identificate sticle ce purtau eticheta unor mărci înregistrate, în care se aflau băuturi alcoolice contrafăcute, obținute din diluarea alcoolului și completarea cu diferite esențe. În urma perchezițiilor au fost ridicați pentru continuarea cercetărilor 600 de litri de băuturi alcoolice spirtoase, despre care există indicii că sunt contrafăcute și nu a putut fi justificată proveniența. Perchezițiile s-au bucurat și de sprijinul de specialitate al compartimentului de operațiuni speciale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de deținere în afara întrepozitului fiscal de produse accizabile, în speță băuturi alcoolice.